Probabil ai văzut deja nenumărate videoclipuri cu pisici care se sperie de castraveți. Și ai ajuns să te întrebi, de ce niște animale atât de fioroase se tem de niște banale legume? Ei bine, în acest videoclip îți voi spune de ce pisicile se tem de castraveți, dar înainte de a începe, abonează-te și pornește notificările dacă vrei să afli totul despre pisici, întrucât noi te vom ajuta să-ți înțelegi și să îți îngrijești mai bine pisica. Să începem! Pisica se poate teme de castravete pentru că ar putea să semene cu un șarpe. Pisicile domestice provin din Orient, din zone calde și au deseori de a face cu șerpi. Mai mult decât atât, ele sunt agile vânătoare de șerpi. Iar în mintea ei, acest obiect dubios nu avea cum să ajungă acolo singur, deci sigur s-a mișcat până acolo, ceea ce înseamnă că este viu. Și bineînțeles, au instinctul de a se feri să fie mușcate de șerpi. Un al doilea motiv este pur și simplu surpriza. Pisica mânca sau bea liniștită apă și dintr-o dată, ce să vezi, când se întoarce vede acest obiect neidentificat, adică o zâne în mintea ei, și pur și simplu se sperie pentru că nu se aștepta să fie acolo. Și nu în ultimul rând, există și pisici care nu se sperie de castravete. Probabil că speriatul depinde și de cât de fricoasă este pisica în general. Unele pisici nu se sperie, sunt doar surprinse, miros, își dau seama că nu e niciun animal periculos și trec mai departe. Dar pisica ta cum e? Se sperie de castraveți? Scrie-ne în comentarii! Te invit să vizionezi și videoclipul de pe ecran, cred că ți-ar plăcea, sau să ne vizitezi canalul Totul despre pisici. Ne vedem în videoclipul următor!